Salut! Bine v-am regăsit la un nou clip. Eu sunt Răzvan și de clipul de azi să vă prezint roșiile negre soi Black Russian și Buzău 22. Am numai două fire de roșii negre. Acesta este un fir de roșie neagră. Am cules câteva din ele. Foarte bune. Mai este aici care se coace. Deci jos este un galben spre roșu și sus verde. Asta în câteva zile o pot lua. Așa. Le-am cârnit, dar am mai dat copil și da, s-au înălțat și ăia. Și aceasta este o tufă de roșie neagră. Da, este o harababură pe aici. Și aceste patru tufe sunt Buzău 22. Uitați. Foarte mari. Încă nu s-a copt niciuna, dar le-am udat. Da, nu știu ce să le mai fac. Le-am copilit. Le-am făcut de toate, dar nu se coc. Cea mai e o roșie pierdută aici, cred că tot Buzău 22. Rafală de vânt pe afară. Le-am copilit în dimineața asta. Da. Acesta e un copil care a crescut cam prea mare. Și mai am două fire de Buzău 22 aici. Și unde e aia? Așa, tot aici. Ce mari sunt. Așa. Cred că o să le cărnez, da? Na, ce să mai cărnez de acum, că suntem în iulie. Cred că o să le las așa. Da. Și astea sunt roșiile mele, Black Russian și Buzău 60 sau 22. 90, 60, 90. Da. Avem aici și un soi de roșii Sherry. Vai, dar ce bate vântul. Hai să le mai copilim. Asta n-am copilit-o niciodată. Acesta e un vârf. Și roșia asta, unde e? Așa. Ia să mai iau eu din iarbă. Nu prea îngrijesc eu grădina asta. Adică o îngrijesc, dar când vine vorba de buruieni. Așa. Normal, copilirea se făcea în mai, dar se pot copilesc până în august, dacă tot apar copii. Ăștia din două ramuri, din unghiul ăsta, se rup. Și da. Cam asta a fost și cu videoclipul de azi. Eu am fost Răzvan, nu uitați să dați un like și un subscribe și pa, pa!